Foarte mult să vă revăd sau să vă cunosc. Într-adevăr, de vreo 7-8 ani mă ocup la Departamentul pentru Relații Interetnice de această inițiativă a ONU, care de fapt este un proces uriaș, Alianța Civilizațiilor. După nume vă dați seama, este un proiect idealist oarecum, care își propune să apropie toate culturile și toate limbile, toate religiile de pe toate continentele. Procesul a început acum vreo 15 ani și România participă deja de 7-8 ani, așa cum vă spuneam. Departamentul nostru, ocupându-se de minorități, automat a fost între promotorii acestei inițiative în România. Și de atunci am făcut foarte multe. De exemplu, mi-amintesc cu foarte mare plăcere că în România inițiativa aceasta, Alianța Civilizațiilor, s-a lansat la Palatul Parlamentului sub auspicii foarte solemne și frumoase în 2010, în mai 2010. După aceea am organizat și noi numeroase expoziții de artă, scoțând în evidență tot așa acest mix foarte interesant de culturi pe care le găzduiește România și care, am constatat, sunt lucruri foarte puțin cunoscute în alte țări. Și așa am ajuns cu o expoziție asemănătoare, la care chiar a fost Filiz Velula, un băiat de origine tătară din Constanța. Am fost la Palatul Națiunilor din Geneva, cu el împreună cu o doamnă pictoriță italiancă și cu o jurnalistă albaneză. Da, multe alte lucruri am făcut de genul acesta, și seminarii, și concerte, și evenimente muzicale, multe în domeniul nostru axate pe folclor, așa cum este și normal, pentru că toată lumea vrea să exprime în primul rând ceea ce are mai valoros, tradițiile, obiceiurile, muzica și dansul. Vă felicit pentru această expoziție, îmi place foarte mult, abia aștept să ne povestiți cine sunt autorii, pentru că după nume am descoperit un tătar, un rus lipovean, cred că și un maghiar, și vă rog să ne mai spuneți dumneavoastră mai departe. Și la tot mai multe asemenea expoziții, văzând ideea dumneavoastră și știind valoarea artiștilor, chiar vă invit să vă gândiți la o expoziție de genul acesta, prin care să scoatem în evidență modelul dobrogean de conviețuire. În lumea foarte agitată de azi, în care se pune problema unor diferențe mari între culturi, cred că noi putem arăta un exemplu foarte pozitiv de integrare, modelul dobrogean. Iar dumneavoastră, prin lumină, prin culoare, prin peisaje, chiar reușiți să redați acest mix. Mulțumesc foarte mult că ați venit la București. Felicitări doamnelor de la Casa Schiller, care sunt neobosite cu asemenea manifestări. Și așa, îmi doresc să ne revedem. Mulțumesc! Activitatea Casei Schiller o cunoșteam din plin, exteriorul clădirii de asemenea, dar mărturisesc că interiorul este pentru prima oară când mi se face cunoscut și mă bucur tare mult că suntem aici, că avem posibilitatea să ne expunem lucrările în acest spațiu foarte plăcut. Sperăm să fie o colaborare de cât mai lungă durată. Mulțumim domnului Marius Tița, că este alături de noi și care ne cunoaște foarte bine acest grup sudat, și o să vorbească acum despre lucrări și despre traseu pe care merg artiștii constanțeni, artiști pe care îi cunoaște de niște ani. Vin de la o expoziție intitulată Artiști evrei în dialog internațional. Și acolo constatam că atunci când este vorba de o astfel de alcătuire, de alăturare spirituală și artistică,
Eniateci undeva într-o zonă în care ne raportăm, eu știu, geografic sau statistic sau chiar birocratic, pornind de la aceste documente. Venind aici, într-adevăr, sunt artiști care reflectă ceea ce spuneați dumneavoastră, această frumusețe a bogăției enice din Dobrogea și a conviețuirii, mai ales că suntem cu toții și mai ales cei de acolo, membri ai unei minorități, cea care îndrăgește arta, înțelege arta, caută arta. Mai mult, expozanții sunt o minoritate foarte de ale cărei nevoie nu are nimeni în grijă. Este vorba de acești minunați creatori de artă plastică, pictori, profesioniști. Și mai mult decât asta, cei de la Constanța au o problemă. Toată lumea își închipuie că ei trăiesc într-o perpetuă tabără de odihnă sau de creație artistică. Și când văd lucrările pline de atâta culoare, atâta lumină mai ales, își închipuie că într-adevăr au gândit bine. În primul rând, artiștii din acest grup, cum a numit Aurelian această expoziție, sunt niște oameni minunați în primul rând, niște artiști profesioniști de cea mai mare calitate și talent indiscutabil. Este vorba de o dedicație care se întinde la întreaga lor viață, la întreaga lor operă și la întreaga lor creație. Am avut ocazia să mai prezint o expunere de vară la Constanța, apoi am urmărit și în expuneri de iarnă tot în Dobrogea, și de aceea mi se pare o metaforă în momentul în care noi vorbim despre plastice, accente aus der Dobrogea. Să știți că am exersat astăzi, nu a ieșit din prima, și am exersat cu colega mea de la Radio România Internațional, care este specialist în limba germană. Au fost și germani în Dobrogea și foarte mulți. Sunt lucruri puțin știute, puțin cunoscute, iar casele și bisericile lor au dispărut undeva într-un vânt care bântuie pe acolo, un vânt înghețat sau sec sau rece. Un vânt care nu face bine culturii, vieții și mai ales creației plastice. Este mediul acesta destul de arid, mai ales iarna, în care trăiesc artiștii pe care, iată, avem ocazia să-i întâlnim aici, la București, în mijlocul unui oraș extrem de agitat, și să ne minunăm și să ne bucurăm de creația lor. Nu că nu i-am fi crezut în stare, Doamne ferește, ci dimpotrivă avem de foarte multe ori tendința de nu a desconsidera, dar a ne uimi, de parcă am avea dreptul să ne uimim când vedem arta adevărată și creație plastică deosebită. Ca de obicei, vreau să pronunț toate aceste nume pentru că ele sunt în numele unor artiști cu operă dedicați activității și destinului lor artistic. Adrian Chilipirea, Florin Ferendino, Lelia Rus Pârvan, Iulia Balica, Eugenia Leca Botezatu, Cătălin Botezatu, adevăratul Cătălin Botezatu, Alexandru Bădilă, Niță Manolescu, Niță Manolescu, care a venit aici lângă noi, Loreta Leorinț Băluță, Ignaș Ștefanov, Iolanda Manolescu, Constantin Grigoruță, colegul nostru bucureștean, chiar lucrează gard în gard cu radioul meu la Liceul Tonița, Laura Nistorescu Seniuc, Doina Misian, Constanța Petrescu Dănilă, Nicolae Morărescu, Filiz Velura, de care ați vorbit, și cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, Aurelian Broască, care și întrece. De fapt, el este cel care, nu știu dacă s-a zbătut să aibă acest grup sau să conducă acest grup, dar cu siguranță s-a zbătut ca să expună acești oameni, repet, și acești oameni fiind artiștii care pictează la mare, pictează, așa cum spuneam, cu culori luate din nisip ud, cu culori luate direct din soare, cei care înțeleg cel mai bine spectrul luminos al soarelui de care beneficiază și, am zis beneficiază, dar este cam avocățesc acest termen la un moment dat, pentru că, vedeți, cu toții beneficiem de soare și de lumină, dar nu știm să-l apreciem. Artiștii și mai cu seamă cei de la Constanța, de la malul mării,
știu și înțeleg și văd mai multe game de albastru decât vedem noi, mai multe game de lumină decât vedem noi și știu să împartă lumina în mult mai multe milioane de tonuri și de greutăți. Sunt, de fapt, uneltele cu care ei lucrează, cu care ei exprimă ceea ce se întâmplă în jurul lor. Este vorba, pe de o parte, de atât de subtilul și complicatul și greu de definitul peisaj marin, peisaj de litoral. Mergem însă la portret, mergem însă la culorile de apă, care capătă cu totul alte valențe, mergem la culorile puternice, trecem în zona, chiar mă uitam la domnul Ștefanov, nu? Am zis bine? Extrem de tumultos, de încrâncinat, pastă groasă. Iată toată această gamă în care artiștii se exprimă și mai cu seamă un grup de asemenea nivel, de asemenea greutate, desigur, ne prezintă într-o expoziție extrem de bine realizată, de bine selecționate sunt lucrările, bine alese și cred că dintr-o rapidă, dar foarte caldă privire, putem să vedem și putem să înțelegem ce înseamnă acest grup de artiști care poate se întâlnesc, poate nu se întâlnesc, fiecare derulându-și acolo în spațiul acesta de vacanță, viața de zi cu zi, care expună împreună, care discută, care văd aceleași subiecte și le înțeleg fiecare în modul lui de exprimare. Sunt, iată, ingrediente ale unei creații plastice care încununează și luminează o urbe puternică, cum este Constanța, al doilea oraș al țării, dar de asemenea dă greutatea unui grup, unei vieți artistice, ceea ce la fel de funcționăresc numim viața artistică a unui oraș. Aici, de fapt, este vorba de mult tumult, mult consum personal, destinul poate fi sub toate formele, și neapărat această obligație de a ne face cunoscut ceea ce dumneavoastră lucrați, de a vedea, de a vorbi și nu de puține ori a ne raporta chiar la modul acesta direct, uite, așa ceva numai un artist de la Constanța lucra, sau îmi amintesc foarte bine un peisaj de la Mărmării, sau o grafică de Filiz Velula, sau o tapiserie, sau peisajele lui Aurelia Ambroască, sau acuarelele atât de sensibile, dar atât de exacte ale lui Cătălin Botezatu, și cât de vorba de sensibilitate, desigur, vorbim despre doamna Eugenia Botezatu, peisajele, iată, ale lui Niță Manolescu, niște unghiuri imposibile. Iată câteva repere pe care eu personal le-am decantat din expozițiile realizate de grupul de la Constanța. Am intrat poate un pic cam mult în analiza aceasta a suprafeței picturale, a suprafeței plastice, când de fapt aș fi vrut să vorbesc mai mult sentimental, mult mai mult cald, mai luminos, mai în tonuri de albastru și foarte mult aur. Aur de soare și aurul creației plastice pe care prietenii noștri de la mare, iată, îl realizează din nou în expoziția cu care ne onorează în București. Vă mulțumesc, doamnă, și reprezentanților casei Schiller pentru ideea de a găzdui această expoziție. Eu personal de mult mi-o doresc. Și îl felicit și îi mulțumesc lui Aurelian și tuturor celor care expun astăzi aici pentru acest minunat moment, această frumoasă întâlnire cu plastica de la Marul Mării, undeva în mijlocul unui București aglomerat, transpirat, prăfuit, frumos, dar ușor cam enervant. Vă mulțumesc pentru atenție, nu vreau să vă amintesc unde suntem și vreau să vă las să vă bucurați, să simțiți chiar poate briza mării, să simțiți frumusețea unei culori puternice și poate chiar și mirosul din atelierul unui artist care lucrează de zor. Vă mulțumesc pentru atenție!
Vă mulțumesc foarte mult și eu aș vrea să spun că nu este primul contact cu pictura de la Constanța. Asta iarnă a mai venit doamna Lelia Rus și a avut alte expoziții atât aici cât și la Universitatea Populară Dallas și așa că lucrurile se leagă. Sper ca în viitor să mai organizăm expoziții aici și aș fi vrut să vorbesc și cu doamna Doina Păuleanu, care a mai fost la noi și a prezentat o expoziție a mai multor pictori de la Balcic și sper că poate împreună și cu departamentul să organizăm și o expoziție care să reflecte Dobrogea în pictură. Mulțumesc și cu aceasta declar expoziția deschisă.